Biblioteca județeană Alexandru și Aristia Aman a fost reprezentată la București de managerul instituției și totodată inițiatorul proiectului dedicat exilului românesc. Premiul vine să recunoască atât importanța înființării Bibliotecii Exilului Românesc din Paris, Basarab-Nicolescu, cât și demararea acestui unic proiect din România, proiect susținut de Consiliul Județean Dolgi. Recunoașterea vine de la colegii de Breazlă sau la cei cu care, cu care colaborăm. Vine să încuruneze munca noastră de aici, nu puțină. Dacă ne raportăm așa la un număr aproximativ de activități, valoarea acestora depășește 1000 anual, ceea ce nu e, nu e deloc puțin pentru o bibliotecă publică, însă una peste alta Vine să ne motiveze și să mergem mai departe. Premiul primit onorează întreaga echipă care a colaborat în direcția valorizării exilului românesc. Cărți, documente, manuscrise, opere de artă, obiecte personale și de mobilier au reușit ca în decursul celor doi ani trecuți de la înființare să completeze fondurile dedicate exilului.